Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la consacrata rubrică Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Arhetipuri, mituri, simboluri, ritualuri șamanice. Astăzi este alături de noi Andreea Ionescu, coach, trainer, consilier de dezvoltare personală și vom vorbi despre șamanism Venind, ca de fiecare dată, și cu o recomandare de carte, este vorba despre șamanismul, călătorie între două lumi a profesorului Octavian Simu, carte publicată în colecția șamanism, făcând parte din campania de pe site-ul Editorii Herald, campania pomenită puțin mai devreme, Patrimoniu viu al umanității. Șamanismul, putem spune despre șamanism că este o sursă de cunoaștere și de autocunoaștere a omului și a naturii existenței sale. Mircea Elia de afirma că șamanismul este cea mai veche și mai larg răspândită tradiție ocultă, a părut cu mult înainte de a se fi conturat instituțiile religioase și ceea ce înseamnă religiile, șamanismul a facilitat încă din acele vremuri ancestrale conștientizarea valorii existenței omenești, ancorată cumva într-un soi de sacralitate ce avea nevoie să fie recunoscută și respectată. Șamanul este acel mesager, mediator între două tărâmuri, Făcând referire și la uh, titlul cărții, Călătorie între uh, două lumi, între vizibil și invizibil, având rolul de a stabili o legătură cu Sacrul în folosul întregii comunități din care face parte, și am să vă arăt și uh, cartea la cameră. Deci, șamanismul: Călătorie între uh, două lumi. Aș începe discuția noastră, Andreea, cu uh, prima întrebare de ce considerăm șamanismul a fi o călătorie între două lumi? Dacă stai să te uiți la vechile simboluri ale omului, în kanjiurile chinezești și japoneze, el este simbolizat cu brațele în sus și cu picioarele pe pământ. Ca și cum ar face legătura între cele două planuri. Și această conexiune între planuri și plimbare între planuri e una din ipotezele de bază ale șamanismului. Citez din memorie, dintr-o carte scrisă de un antropolog american, era foarte disperat că maestrul lui tot timpul îi arăta că există posibilitatea să te plimbi din corp și să te duci în alte părți, și că el tot încerca și nu ieșea. Și erau într-un loc de ăsta sacru, pământ, munți, stânci și uh, autorul despre care vorbesc uh, îi spune maestrului Eu nu pot să mă decorporez, eu nu pot să ies din corp, eu nu pot să lucrez. La care maestrul râzând zice da și asta ce este? Și arată pe stâncă la 10 metri era corpul lui inanimat. Este vorba despre Carlos Castaneda. Deci, există tehnici prin care putem să ne conectăm cu planuri, să călătorim între planuri, să stăm în anumite planuri și să aducem de acolo energie în planul acesta. Și asta este ceea ce face șamanul. Care ar fi? rolul unui șaman în uh, comunitatea din care face parte și aici mă refer la faptul că vorbind de o, de o comunitate uh, din timpuri memoriale, o comunitate foarte, foarte uh, străveche, uh, mă gândesc că șamanul uh, îndeplinește mai multe roluri. Uh, pentru că se vorbește în ultimul timp și de neoșamanism, de șamanismul modern. Uh, și cumva uh, în alte discuții ale noastre am făcut legătura cu uh, psihoterapeutul, da? cu un terapeut. Faptul că șamanul avea și acest rol de terapeut, poate avea și un rol uh, sacerdotal, uh, acela de, hai să-i spunem, preot. Poate avea și rolul de uh, vindecător, Ceea ce în zilele noastre am asociat cumva cu farmacia sau cu farmacistul. În momentul în care avem o problemă, da, și care poate fi tratată fără să ajungem la medicul de familie, mergem la farmacist, îi spunem ce simptome avem și el ne recomandă ceva. Deci, iată, mă gândesc la o interdisciplinaritate sau pluridisciplinaritate, cum vrem noi să-i spunem, în care șamanul îndeplinea cumva în acea comunitate. Și de asta nu era doar văzut, era avea uh, un rol foarte important în comunitatea din care el făcea parte. Ei, Sorin, ți-ai răspuns singur la întrebare, deci eu nu mai am ce să completez aici. Aș spune doar că, apropo de neo-șamanism, există un principiu care aparține de Huna, șamanismul hawaian. Care spune așa, ce este nou este vechi și ce este vechi este de asemenea nou. Deci, nu am inventat nimic. Ne-am adus aminte de niște lucruri, am redescoperit niște practici, le-am armonizat cu uh, practicile noastre urbane. Aici îmi vine minte. Serge Cahili King, care probabil că este cea mai cunoscută autoritate în materie de Huna în șamanismul hawaian la nivel mondial și care a scris o carte care se numește Șaman Urban. Deci, o idee bună, să știți, s-ar putea să o traducă Herald, merită și răsmerită, o carte extraordinară. Dar dacă stăm să ne uităm la șaman ca personaj, eu aș spune că el este un vindecător de toate felurile, cu o viziune mai largă. De ce? Pentru că poate să aibă acces în aceste planuri în care omul aflat în stare obișnuită de conștiință nu poate să aibă acces. Da? Deci, șamanul beneficiază de un context mai larg și atunci poate să aibă și niște recomandări care sunt mai inclusive. Fie că e vorba de lucru cu emoțiile la care ei sunt foarte pricepuți, fie că e vorba de lucru cu plantele la care ei sunt foarte pricepuți, fie este că este vorba pur și simplu de accesul în spațiu sacru cu diverse scopuri, să îndepărtăm ceea ce este rău, să întărim ceea ce este bun, să binecuvântăm un copil sau o turmă de bizoni, să îngrijim de un sector de pădure amazoniană și așa mai departe. Dar, în esență, ceea ce face șamanul este să aducă energie dintr-un plan în celălalt plan. Și ăsta este scopul lui. Că se manifestă sub foarte multe forme, da, dar dacă începi să te uiți, toate practicile au aceeași rădăcină. Dacă am nevoie să vindec pe cineva, mă duc în tărâmul lui inferior, în zona inconștientului și lucrez acolo. Dacă am nevoie să repar ceva, mă duc în tărâmul superior și aduc de acolo ingredientele de care este nevoie și organizez o ceremonie cu toate aceste elemente, astfel încât să construiesc o metaforă fizică a actului sacru care se întâmplă. Spun o ceremonie și nu un ritual, deoarece o ceremonie are un sens ascuns pe care șamanul îl cunoaște bine. Ritualul este doar ceva ce facem, fără să mai înțelegem ce facem. Pentru că, pomeneai mai devreme de uh, plante. Uh, și, în, și în această carte, în șamanismul călătorie între două lumi, dar mai ales în cartea lui Michael, celebra carte a lui Michael Harner, uh, Calea șamanului. Se vorbește despre uh, animale de putere. Că tot pomeneai de ceremonial și mi-am adus aminte, cred că în urmă cu uh, trei ani, trei ani jumate, dacă nu mă înșel, uh, am participat la un soi de ceremonie, ceremonialul focului, în care erau invocate animalele de uh, putere. Bineînțeles, pe lângă mama natură și tot. Uh, ce înseamnă aceste animale de putere? Le-aș spune că sunt niște aspecte traduse rațional al unor energii pe care șamanul le adună, le îngrijește și le folosește în uh, lucrările lui. Uh, animalul de putere este un aspect de conștiință care vine <coughs> și te ajută să. Faci un anumit act. Am să-ți dau un exemplu care este absolut fenomenal. Eram în Grand Canyon, într-un fost post de comerț indian, transformat firește în magazin de amintiri, suveri, suveniruri și alte lucruri, și umblând de acolo am văzut tot felul de obiecte de ceremonie indiene, Navajo și trec și adun și adun și adun și la un moment dat, într-un colț de încăpere, întâlnesc acest indian Navajo nah nah bătrân, absolut banal, îmbrăcat într-o pereche de blugi și cu o cămașă cadrilată, care privea în jos. Și când am ajuns în dreptul lui, a spus, văd că știi ce cumperi, acesta este cadoul meu pentru tine. Și scoate un urs polar făcut din porțelan glazurat, și decorat cu simboluri uh, uh, care reprezintă omul și natura. Rămân trăznită, iau ursul, niște ani mai târziu primesc prima inițiere de Huna, în care apare ursul polar. Zic că ai luat-o urmează încă o experiență extatică, prilejuită de prezența unui prieten care te transportă cu ajutorul instrumentelor muzicale în stare de transă și văd din nou ursul polar. Și ursul polar mergea, eram 30 de oameni așezați cu picioarele spre centru și capul spre marginea cercului. Trecea pe la fiecare și îl mirosea. Zic, am luat o de tot. Se termină ceremonia, urmează debrief-ul, Au fost 5 sau 6 persoane care au spus, am simțit un bot foarte mare, cald și umed, cu mustăți la capul meu. Acesta, dragă sorin, este animalul de putere. Da. Uh, mai apar ca elemente în uh, șamanism, și mă gândesc aici la ceea ce ai spus tu, uh, chiar la începutul intervenției noastre, dacă nu chiar cred că în afara uh, înregistrării noastre la faptul că uh, șamanismul reprezintă of, sursa, sursa, principală de reconectare, de reconectare a noastră cu uh, natura. Că bine zici. Și, și mă gândesc, mă gândesc acum uh, și la elementele care compun această sursă. Uh, cele Patru elemente pe care le știm foarte, foarte bine: apă, aer, pământ, pământ și, foc. și foc. Că tot pomeneam puțin mai devreme de ceremonialul focului. Ce reprezintă aceste elemente din punct de Exist, vedere șamanic? Există o conexiune mai profundă. În primul rând, ai patru direcții cu care te conectezi și dacă vezi cum se deschide un spațiu șamanic, vorbești cu cele patru direcții, fiecare dintre ele are asociat un animal și o, o caracteristică. Da? Dacă plec cu estul, primăvara, renașterea, continui cu sudul, care este vara, coacerea, apoi merg către vest, care este toamna și decăderea și în sfârșit, când mă duc în nord, mă întâlnesc cu moartea și cu strămoșii, iarna, încep să-mi dau seama că fiecare dintre aceste direcții și elemente reprezintă, de fapt, o caracteristică ancestrală și arhetipală cu care eu mă reconectez ca șaman, astfel încât să pot să mă adun, să fiu complet. La ele se adaugă foarte interesant pământul cu tot ceea ce trăiește pe el. Mama pământ și se spune în invocație toți frații noștri cu ghiare, cu peine, cu blană, cu solzi uh, care trăsc sau umblă sau zboară deasupra pământului. Uh, și apoi mă duc și uh, în sus și mă conectez cu Tatăl Cer și cu voi, popoare ale stelelor, și cu bunica Lună. Și la sfârșitul uh, acestei invocații, care adună absolut toate elementele în ceva, se spune: Vă mulțumim că ne-ați permis să dansăm dansul vieții încă o dată. Deci, viața este despre tot și despre conectarea mea cu tot. Lucru care devine din ce în ce mai important în această perioadă în care suntem închiși în cubulețele noastre, lucrăm de pe computer, ne comandăm mâncarea de pe computer, primim poșta pe computer, doar că nu dormim pe computer. Suntem într-o formă de alienare îngrozitoare. Și atunci, pentru această perioadă, mai ales pentru această perioadă, este extraordinar de folositor să ne aducem aminte de conexiunile noastre și de rudele noastre, de un animăluț pe care poate-l avem în casă, dacă nu-l mângiem pe stradă, de un copac care crește în parc, de iarbă, de momentul ciclului anual în care ne aflăm acum și care este vestul și de toate uh, sursele mele de putere și de inspirație pe care le pot accesa ca shaman. Nu trebuie să ai, uh, uh, cine știe ce instruire. Adică, este suficient să te duci în parc și să te așezi pe iarbă la poalele unui copac și vei experimenta o stare de liniște. Mai ales că acum știm că între copaci există legături și îi comunică uh, electrochimic prin intermediul micelilor. Lucru pe care mie mi l-au spus șamanii acum 10 ani în Amazon, înainte să ne prindem noi ca acești copaci comunică electrochimic între ei. Dar dacă eu mă poziționez în tot acest ansamblu de elemente în legătură cu tot ceea ce este viu, atunci poziția mea este mult mai greu de destabilizat în situații de necesitate maximă cum este cea de acum. Da? Este ca și cum aș înfige în mare cu amândouă picioarele bine în nisip ca să nu mă răstoarne valul. Deci totul este conectat cu tot. Dacă vă aduceți aminte filmul Avatar, care este un film de natură profund șamanică, acolo neitirii îl învață pe eroul filmului, cum toate lucrurile sunt legate între ele și îl ceartă când a omorât degeaba un animal și îl boscorodește când nu e atent unde pășește. Deci Mă întorc la America de Nord. Indienii din America de Nord spun că fiecare pas este o rugăciune. Dacă eu aș călca pe pământ, fie că acest pământ este simbolizat de podeaua apartamentului meu de la etajul al nouălea sau de trotuarul din față sau de parc sau de pădure, gândindu-mă că pasul meu este o binecuvântare și o reconectare cu pământul, s-ar putea să fiu și mai liniștit și mai sănătos pentru că m-am reintegrat. Foarte, foarte frumos, dragii noștri. Am vorbit astăzi alături de Andreea Ionescu, coach, trainer, consilier de dezvoltare personală despre șamanism, despre această călătorie între uh, două lumi, dacă ar fi să parafrazăm uh, titlul cărții pe care am recomandat-o A profesorului Octavian Simu, Șamanismul, Călătorie între două lumi Vă mai arăt încă o dată uh, cartea la cameră uh, Și cu o copertă, zic eu, extrem de, de, de sugestivă uh, Vă mulțumim că ați fost uh, alături de noi și astăzi uh, în acest material, în acest interviu în cadrul campaniei Arhetipuri, Mituri, Simboluri și Ritualuri Șamanice. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere! Numai bine!